Începe școala, fiecare părinte știe ce e cel mai bine pentru copilul lui. Noi nu ne dăm deștepți aici, dar chemăm din când în când, mai ales în perioada asta de toamnă, oameni care stau față în față cu mai mulți copii și cu mai mulți părinți, ca să ne dăm și noi cu părerea, poate prindem idei. Radu Atanasiu este decan asociat, este antreprenor și lucrează des cu copii, mai ales că este profesor de gândire critică și aici nu înseamnă că are studenți doar soacre, și chiar lucrează cu copii. Bună dimineața! Bună dimineața! E normal să ne punem rezoluții în perioada asta sau trebuie să lăsăm lucrurile să meargă? Prin reflex lăsăm lucrurile să meargă. E bine să ne scoatem puțin din reflex și să ne punem puțin niște rezoluții, niște obiective, dar eu cred că asta e, apropo de copiii cu care mă văd eu, copiii cu care mă văd eu sunt mai mari, sunt la sfârșit de liceu și în facultate. Dacă aveți copii mai mici, eu cred că e bine să se bucure de copilărie, dar mai mari s-ar putea să fie bine să-i ajutăm să, nu știu, aibă ceva de făcut clar pe anul ăsta școlar. De ce? De ce să nu-i lăsăm să facă ce-și doresc ei sau ce-au văzut pe internet? Păi, eu cred că, în general, copiii merg la școală pentru că trebuie. Și mai rău decât atâta, trimitem copiii la școală, da? Vorbesc acum încă o dată de nu liceu mai spre... Da. Am trecut și noi prin asta. Ceea ce nu cred că e bine. Aha. Eu cred că e bine ca un tânăr, elev de liceu, să zicem, sau student, dar eu cred că merge și mai devreme, că știu o grămadă de părinți care au conversații foarte mature cu copiii lor, cât de mici ar fi, să meargă pentru că vor. Și chestia asta... Să găsească o motivație. Exact. Și chestia asta nu se poate cu forța. Adică chestia asta nu se poate pentru că așa-i zici tu sau așa mai departe. Chestia asta se poate doar dacă își descopere el ceva de făcut acolo. S-ar putea să fie contraintuitiv, să-și descopere altceva de făcut acolo. Un club sau o pasiune sau ceva, eu știu, să se pregătească pentru ceva. Știu oameni care vor să ajungă la NASA, de exemplu. Adică așa. Și pentru asta trebuie să-și seteze niște pași. Și pașii nu sunt pentru eu de acum vreau în viață să fac aia. Eu dacă vreau în viață să fac aia, ar trebui anul ăsta să fac asta și asta. Asta se face în preajma părintelui? Asta se face ghidat de părinte, dar eu cred că cu foarte multă libertate lăsată. Astfel încât în niciun caz părintele sau profesorul sau adultul care ghidează asta să împingă obiectivul, aspirația acolo. Auzi, nu vrei tu să faci așa, așa? Sau nu vrei, uite-te la Georgel de la Scara B, care s-a dus în tabăra aia de vară în Anglia. Nu vrei și tu să te duci într-o tabără de vară? Păi am fi numai doctor și arhitect atunci, dacă ar fi după părinții. Nu cred asta. Mie mi se pare că în ultimul timp profesiile au devenit mai funky așa și mai simpatice și foarte creative. Uite, de exemplu, ceva pe care poate să-l facă este să vină la o școală să vadă cum se creează jocuri video. Asta cred că e ceva pe care l-ar deschide ochii. Noi facem asta, dar să caute pe internet cum ne cheamă și ce se întâmplă. Da. E vorba de lucruri care s-ar putea să fie privite puțin câși decât un părinte, da, dar care duc copiii spre ceva ce îi pasionează și care se poate transforma într-un viitor simpatic pentru ei. Am o întrebare dură. Crezi în recompensă, în coerciție, în pedepse, îi luăm bicicletă dacă până în decembrie face ceva? Nu prea am făcut asta, fetele mele sunt mari acum și mi-am dat seama că nu e neapărat cea mai bună soluție. Pentru că atunci când se termină cu recompensa, pentru următoarea chestie, motivația intrinsecă s-a dus. Okay. Atunci e bine, e foarte greu, e mult mai ușor cu recompensa. Cel mai ușor e cu pedeapsă și amenințare. Ăla merge prost, merge, dar... Nu te duci prost în tabără. Da, exact. Nu, aia e lipsa recompensei, care e un fel de mini-pedeapsă. Pedeapsă este... Nu știu că ești așa bun la dresaj. Cam așa ceva. Deci lipsa e pe altă scară. Da, da, da. Deci cum ar veni... Te ia mama naibii? Așa. Nu-ți dau prăjitură sau nu te trimit în tabără sau ți-au telefonul. Da, da, cam așa. După care îți dau telefonul nou. Da? Bun. Și... Mie mi se pare că de foarte multe ori poate părinții ori au care mai ușoară, ori chiar nu se poate să găsească motivație intrinsecă pentru copilul lor oriunde. Dar dacă găsești sportul ăla pe care îl face, activitatea extracurriculară și foarte important, activitatea de la școală pe care poate să o dezvolte în orice, în lecturi suplimentare, în să se ducă, cum zise eu, adineauri la o facultate să vadă cum fac studenții, deci peste 2 ani e pentru el lucrul ăla cu orice ar face ei,
s-ar putea să vină el să te trezească la 6 dimineața. Auzi, vezi că eu mă duc undeva, pregătește și mie, te rog eu frumos. Ăsta e țelul. Asta nu e întotdeauna posibil, dar eu cred că e o teorie care zice că până și în management se întâmplă chestia asta. Motivația că vreau și motivația că trebuie sunt foarte, foarte diferite. Și atunci, dacă putem să ghidăm copilul către motivația că vreau, să vină el să te tragă de mână, aia e o trambulină foarte bună. Mulțumim tare mult. Multă plăcere, mulțumesc de invitație. Gând la gând, de curând m-am văzut cu o fostă colegă de liceu, ea tocilară, soțul tocilar, vă știți voi, și mi-a zis că lucrurile s-au aranjat cu băieții ei în casă atunci când i-au descoperit un hobby. Atenție, ei sunt tocilari, da? În mod normal, n-ai de ce să-i trimiți pe copii la sport. Copiii au descoperit basketul și că s-au organizat foarte multe lucruri. De exemplu, ei nu mănâncă dulciuri exagerat ca alți copii pentru că știu că nu, că îi încurcă la basket. Yep. Nu beau anumite băuturi carbogazoase pentru că îi încurcă la basket. Sunt mai organizați cu hainele pentru că nu-și găsesc echipamentul de basket. Și uite așa, o pacoste s-a transformat într-o plăcere. Ce facem cu ea, amicii, cum îi motivăm? Mulțumim tare mult! Mulțumesc și eu! Succes în noul an! Succes tuturor! Noi luăm scurtă pauză, ținem pumnii părinților!